mic, o căsătă în patima drogurilor. E, după ce a ajuns în situația aceasta, mama mea a început să fie foarte spirituală cu el. Foarte spirituală, să-i țină ea predici acasă, să-i spune cum ar trebui să facă, să meargă la biserică, să-L caute pe Dumnezeu. Și în momentul în care fratele meu se enerva și spunea că nu vrea să mă audă, ea continua și striga și din cealaltă cameră, ca să vadă cât e de spirituală. În momentul ăla se enerva și mai tare, începea ca să înjure, să trântească ușa, să plece de acasă. Am considerat și întotdeauna i-am spus mamei că atitudinea asta nu e potrivită. Nu în felul ăsta vestim Evanghelia și ăsta a fost un exemplu de a nu întărita copiii la mânie. Așa am văzut în casă la noi și în inima mea a simțit că nu-i bine. Este greșit ca copilul meu să facă sport regulat într-un club sportiv? Este riscul mai mare de a-l pierde în lume? Poate să fie, dar nu este... Eu nu cred că este greșit, dar asta vi-o spun eu. Eu am jucat fotbal în divizia la junior republican și pentru că m-am pocăit la 20 ceva de ani, bătrânii de biserică mi-au zis că e păcat și m-am lăsat de fotbal. Acum nu pot să spun că a fost bine sau că a fost rău, da? Dar pot să fie și sportivi. Într-un club sportiv, da? El, dacă este un creștin care este devotat lui Dumnezeu, poate să fie o mărturie și acolo. Noi nu ne pătrundem între sportivi. Ce ziceți? Am vrea ca fotbaliștii acum la începe, când? În seara asta s-a început. A început campionatul de fotbal, da? Am vrea ca să fie fotbaliști și după ce dau gol și scoate tricoul și scrie pe tricou I belong to Jesus, am vrea să fie? Ce ziceți? Adică eu cred că poate să fie și acolo, numai că nu trebuie să-și facă un scop. Acum nu se ducă să se bate la K1. Sau cine știe pe unde. Dar pot să ducă să facă. Sportul este și sănătate. Și eu cred, eu personal cred, deși nu spune Biblia nici că este păcat și nici că nu este păcat și nu vrem să justificăm cu versete sau să credem noi așa. Eu cred că în sport sunt anumite întreceri și aia poate să reverse adrenalina în tine și până la un moment dat chiar să urăști pe celălalt sau să te porți necinstit. Să zicem, și asta e o chestie care îl face. Dar dacă se duce la la un sport care e un sport de plăcere, eu nu cred că chestia asta e neapărat un păcat și că el intră în iad. Dar el când va avea o relație cu Dumnezeu mai puternică și așa, poate să fie sau poate fi mărturie și acolo și poate să fie și pericol. Îl știți pe Alin Jivan, da? Alin Jivan, din familie de creștini, a fost la lotul național al României de gimnastică. S-a îndepărtat de Dumnezeu, dar totuși, până la urmă, s-a întors la Dumnezeu. Acum Alin este antrenor la Steaua, îi cunoaște toți antrenorii de la gimnastică, este băiatul ăsta Drăgulescu, care a fost campion și olimpic și mondial, prieten cu Alin Jivan, și Alin a predicat Evanghelia în clubul Steaua și la echipa națională de gimnastică a României, în care eu... Și cine să vă mai zic, sau Pustan, sau cine vreți dumneavoastră din România, nu pătrunde niciodată acolo. Adică, eu cred că Dumnezeu are soluții pentru toate lucrurile, dar eu nu găsesc că este păcat ca cineva să facă sport. Dar nu box și nu știu ce, karate și alea, nu. Că nu știu la ce ne-ar folosi. Vă adecuați la intrare. Oameni de ordine. Acum aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Am aici în față niște întrebări care văd că sunt foarte votate. 4, 5, cred că asta prezintă interes. Le abordăm sau? Da? O să încep cu cea mai votată întrebare. Cum să ne ridicăm sau să ne trezim dintr-o oboseală spirituală? Da, asta este o întrebare foarte bună și necesară acum. Dacă ne uităm în Biblie, trebuie să ne și dorim, dar eu cred că noi ne dorim tot timpul de trezire spirituală. Dumnezeu este în planul lui Dumnezeu chestia asta. Hai să vă pun acum o întrebare aici. Și-a dorit Israel să vină Domnul Iisus? Nu prea și-a dorit. Și-a dorit Israel ca să coboare Duhul Sfânt pe pământ? Deci a fost alegerea lui Dumnezeu, știi? E adevărat că în Biblie, în istoria bisericii, vedem că au fost grupuri de oameni, că a fost ceva care s-au rugat, care și-au dorit. Dar noi ne dorim chestia asta, dar eu cred că trezirea spirituală este numai planul lui Dumnezeu. Pocăiții în România s-au rugat, Doamne, scapă-ne de Ceaușescu, dar nu credeau. Da? Și Dumnezeu ne-a scăpat. Și a venit o trezire spirituală. Trezirea spirituală țin un timp după care se sting. Acum, pentru o persoană, ca să devină trezire spirituală, este cititul Scripturii,
rugăciunea, postul, aveți acum, de-aia avem internetul, mii de predici să ascultăm, cărți să citim, da? Și cred că, în primul rând, trebuie să trezească unul după care toți. Dar eu nu cred că, nu cred, trezire spirituale sunt dorința noastră și de cele mai multe ori Dumnezeu are inițiativă unde și cum. Și nu mă înțelegeți greșit acum. Să nu mă înțelegeți că Dumnezeu n-ar vrea să... Nu, Dumnezeu vrea să ne înflăcărăm sau așa, dar când vine o vreme, Dumnezeu se folosește de anumiți oameni. Și ne-am dorit ca noi să fim aceia. Da, și dacă am observat bine întrebarea, să ne trezim din oboseală spirituală. Eu cred că în oboseală spirituală ajungem în momentul în care în viața spirituală facem același lucru în mod repetitiv, până când ajung obicei, până când relația noastră cu Dumnezeu ajunge religie, până când ne plictisim de tot ce se întâmplă în viața noastră și într-o dată când nu se mai întâmplă nimic nou în viața noastră, am obosit. Și obosim să facem mereu aceleași lucruri care pur și simplu epuizează trupul, dar nu înviorează sufletul. Mecanic aceleași lucruri care nu aduc schimbare în viața noastră spirituală. Și atunci probabil că primul pas care ar trebui să-l facem atunci când vrem să ne ridicăm spiritual e să ne apropiem de Dumnezeu. Exact ce spunea frate Nicu. Eu cred că în momentul în care începem să citim Scriptura și postim și ne rugăm, cel mai important cred că aspectul cititul de Biblie, pentru că cuvântul ne învață ce trebuie să facem și apoi relația cu Dumnezeu o întreținem prin rugăciune. Dacă restabilim rugăciunea și cuvântul și ne apropiem de Dumnezeu, automat în inima noastră Duhul Dumnezeu pune niște dorințe, acelea de a ne apropia de El și Dumnezeu nu e Dumnezeu care să nu se descopere. Dumnezeu nostru nu e Dumnezeu care să nu vorbească. Spune Scriptura, nu, Dumnezeu nu face nimic fără să descopere planurile sale, slujitorul să-i proroci. Ajung un proroc în momentul în care eu încep să mă rog. Și când mă rog pentru oameni, mă rog pentru biserică, mă rog pentru slujitor, mă rog pentru cântăreți, Dumnezeu îmi vorbește cu privire la ei și a doua zi vin și ne spun, frate, aseară în timp ce m-am rugat, Dumnezeu mi-a spus asta. Și automat încep să mă simt înflăcărat că Dumnezeu mă atrage, Duhul Sfânt mă atrage și mă simt implicat. Și într-o dată nu mai simt un obosit spiritual. De ce? Pentru că eu am început ca să trăiesc cu Dumnezeu la un alt nivel și Duhul Dumnezeu intensifică lucrarea. Deci cred că dacă am ajuns într-o stare de oboseală spirituală, e că ne-am cam obișnuit cu ce am făcut până acum. Și am obosit fizic alergând în gol ca până la urmă să nu mai avem nicio pasiune sau nimic. Nu mă refer aici la lucruri noi care să nu știu erezii. Dar eu cred că Dumnezeu ne poate descoperi întotdeauna și ne poate surprinde cu ceva frumos, așa fel încât să nu simțim că am obosit. Cum îmi dau seama dacă persoana de lângă mine îi de la Domnul? Aici cred că e vorba de ceva tineri, da? Păi nu mai poți să reziști fără el. Aici nu cred că poate să spună cineva căsătorit de 40 de ani, cum îmi dau seama dacă nevastă mea e de la Domnul, da? Sau se poate și asta, nu, dar cred că cineva, un tânăr, și acum mă întreabă unii, de unde știu? Nu poți să reziști fără persoana respectivă. Da? Și atunci știi, da, este de la Domnul. Nu știu, am început să punem tot felul de chestii, de semne, de, nu, am devenit ca și Gedeon în relația asta de căsătorie. Păi vin câte unii și spune, eu m-aș și mărita cu cutare, nu știu dacă e la Domnul. Poți fără el? Pot. Nu e de la Domnul, da? Adică vă dați seama că este exact partea aia care nu poți să respiri fără el. Este cel mai simplu că v-am spus chestia asta, poate și puțin așa mai amuzant, dar da, partea, exact partea care îți lipsește. Și când te-ai întâlnit cu ea, tu nu mai reziști fără partea respectivă. Și atunci, da, e de la Domnul. Dar mai târziu trebuie să întreții focul ăsta, că se poate stinge. Cred că la întrebarea asta răspunsul se poate obține mai degrabă în timp. Da? Adică, la un moment dat spunea cineva, cel mai bun profet, cel mai bun proroc e inima. Dacă în inima ta nu ai pace, în momentul în care trebuie să faci o alegere sau să iei o decizie, ar fi bine ca să mai aștepți un pic. Pentru că Duhul Dumnezeu când vine ca să confirme un lucru, confirmă cu pace. Am pace în inimă ca să intru în relația asta. Dacă nu am, mai aștept. Pentru că eu cred că întotdeauna timpul va lăsa loc ca persoana de lângă tine să rodească. Și după roade îi vezi cunoaște. Ori dacă tu vrei ca să intri într-o relație cu cineva și ai răbdare să aștepți o lună, trei, șase, în timpul ăsta el se va exterioriza. Și la un moment dat vei începe să înțelegi că de fapt nu e de la Domnul. Sau în inima ta există o chemare,
ca să Dumnezeu te cheamă pentru o slujire și când vorbești persoane de lângă tine despre chemarea ta, el să spună, a, păi eu nu m-am gândit la asta, eu n-aș putea să fac asta. Ferească Dumnezeu să ajungi să Domnul printr-un cort în Africa. Și ai înțeles că nu-i de la Domnul pentru tine, să fie pentru altul, tu ai nevoie de ceva care să poată dormi în cort în Africa pe jos, fără să aibă pretenții. Da, da, nici n-am completat, dar nici el nu poate să reziste fără tine. Asta, să știți, că asta n-am spus-o acum, m-am gândit, zic, uite ce gafă am făcut. Păi tu poți să fii înnebunită, că spune la un moment dat Perpesicius are o poezie. Făt frumos iubea o Ileană Cosânzeană, care Ileană Cosânzeană iubea alt făt frumos, care alt făt frumos iubea o altă Ileană Cosânzeană. Da? Adică nu poți fără el, dar nici el nu poate fără tine. Adică este reciprocă chestia asta, că altfel sunt o mulțime de femei, nu știu, mai puțin bărbați, dar care, din nefericire, s-au făcut și preși, că au crezut că asta este soluția și după aceea le-a părut rău. Acum îmi dau seama că problema e un pic mai gravă, frate Nicu. Cum îmi dau seama dacă persoana de lângă mine, adică deja e lângă el, e de la Domnul. Am și mai contează acum. Sincer, ar trebui ca să vă rugați ca Domnul să facă, că oricum, ca doi să devină una, e o minune dumnezeiască. Da? Deci dacă, și dacă ceva în plus să scoată Domnul afară, să rămână numai aia doi care printr-o minune dumnezeiască să facă una. Adică și cei doi s-au făcut singur trup, asta numai Duhul Dumnezeu poate să o facă, amin? Și dacă îl îngătim deja, soră, frate, poți și rugăciune. Da? Cum știi care este locul sau biserica în care Dumnezeu te vrea? Păi ești util acolo, te infiltrezi acolo. Chiar de curând, chiar la Viena, cu două săptămâni, am avut o chestie, când pleci dintr-o biserică. Dintr-o biserică pleci când mori. Da? Dintr-o biserică pleci când Dumnezeu te cheamă ca să faci o altă biserică. Deci nu pleci din biserică, nu-ți mai convine ție sau nu știu ce lucruri, da? Și nu poți așa, oamenii iau decizii, una, două, fac cu tare lucruri. Nu se placă oricum dintr-o biserică sau cum știi dacă ești într-o biserică? Păi e o familie, te simți ca într-o familie. Ești util acolo, faci. Păi altfel ce să faci? Să iei toate bisericile la rând, știi? Trebuie fiecare creștin, trebuie să fie undeva, așa cum fiecare, că sunt și persoane excepții fără familie, dar așa cum fiecare are o familie care aparține, așa este și o biserică de care aparții. Nouă, de cele mai multe ori, ni se pare că bisericile celorlalți sunt mai bune decât ale noastre. Dar eu vă spun că cea mai bună biserică e aia în care ești. Da? Și Domnul să ne ajute să fim utili în bisericile noastre. Eu cred că cel mai simplu mod ca să știi că ești în locul în care Dumnezeu te vrea sau biserica în care Dumnezeu te vrea, e să-ți vorbească Dumnezeu, să spună ăsta locul în care te-am pus. Asta e cel mai simplu. Acum, ăsta e cazul ideal, probabil că nu tuturor Dumnezeu să-ți spună, uite, te-am pus în locul acesta pentru o vreme. Ceilalți care nu ne-au vorbit Dumnezeu în felul ăsta, nu ne rămâne decât să venim, să ne integrăm, ce spunea frate Nicu, să vedem dacă ne putem integra și, atenție, dacă putem crește spiritual. Pentru că scopul e să crești spiritual ca apoi să slujesc. Ori dacă nu pot să slujesc într-un loc, înainte să plec, ar trebui să mă asigur bine că nu e voia lui Dumnezeu ca pentru o vreme să rămân acolo în pregătire. Pentru că ce se întâmplă? Una e să, în duhul, să simți că mori și să vrei să pleci și alta e în fire să simți că mori și să vrei să pleci. Vreau să faceți diferența, pentru că Dumnezeu s-ar putea să spună, uite, în firea ta mai sunt niște lucruri de prelucrat și în biserica în care ești, păstorul ăla care e aici știe exact cum să prelucreze tipul ăsta de oameni cum ești tu. Dar dacă în duhul simți că mori pentru că nu ți se dă hrana potrivită și simți că lucrurile nu funcționează pentru tine, atunci Adam nu o să stai într-o biserică care moare să mori și tu. Din punctul meu de vedere, știi că ești în locul potrivit atunci când din toată inima ta îți dorești ca să faci voia lui Dumnezeu. Pentru că nu am găsit niciodată pe cineva care să-și dorească să facă voia lui Dumnezeu cu toată inima și să slujească pe Dumnezeu și să-și pună foarte grav problema dacă sunt în locul potrivit. De ce? Pentru că Dumnezeu va spune. Cum pot să-mi aduc fiul în Sion? Biserica aceasta, el vrea și merge la o altă sau la alte biserici unde, într-adevăr, sunt mai puncte, puncte, puncte. Nu știu acum. Da, nu știu care a fost motivul. Există un motiv în care
poate tinerii sau poate alții care sunt din familie noastră aleg alte biserici. Există întotdeauna un motiv. Nimeni nu s-a dus la întâmplare în altă parte. Poate să fie problema la el, poate să fie problema la biserică. Vedeți că tinerii au probleme cu complexul de inferioritate, de foarte multe ori ei stau mai retrași, mai n-au curaj să... Nu se bagă în seamă, să spun așa, și poate sunt tineri care vin și spun, datorită celorlalți din jur, anturajul care am avut, creștin fiind, m-au tratat cu superficialitate, m-au marginalizat, au plecat în altă parte. Acum, hai să vă vând ceva, nu se întâmplă asta în Austria, prin Europa, în alte țări, dar nu în Austria, da? Mă mai întâlnesc cu câte unii și vin și spun, nu suntem la biserică de români. De ce? Pentru că pică cerul pe mine când aud că români nu sunt la biserică de români. Și a zis, frate, ne-am dus tot timpul, fie ne-au condamnat, fie nu știu ce, fie au spus anumite chestii, fie a turnat foc și pucioasă pe noi, da? Cum spunea cineva, zice, m-am depărtat de biserică în momentul în care pastorul la nuntă a turnat foc și pucioasă peste mine și soțul meu. Și ne-am dus în altă parte, ne-am dus la americani, ne-am dus la englezi, ne-am dus la nemți, ne-au primit cu brațele deschise, au vorbit cu noi. În bisericile alea de puncte, eu cred că vă referiți că e mai mult libertinea sau așa. Și unii fug pe acolo că vor ei să se identifice cu chestiile astea. Dar noi ar trebui să fim atenți, să fim atrăgători pentru oameni. Adică Biblia trebuie să o facem atrăgătoare pentru oameni și chiar biserica atrăgătoare pentru oameni. Vă spun chestia asta din experiență personală și din ceea ce îmi spun foarte mult. Sunt oameni noi care vin în biserică, noi nu vrem să fim răi cu ei. Dar faptul că noi avem anturajele noastre, prietenii noștri, cunoștințele noastre, când se termină programul sau înainte, noi stăm cu ai noștri și nouă nu ne pasă. Că noi dacă suntem 15 inși într-un grup și cineva a venit nou și singur, noi nu că vrem să respingem pe celălalt, dar nouă nu ne pasă că noi avem anturajul deja făcut. Și atunci noi, fără să ne dăm seama, îl neglijăm pe ăla. Îl stă pe margine o perioadă, două, trei și pleacă. Sau se pot întâmpla și altele. Eu v-am zis chestia ce să faceți, da? De ce nu este atrăgător pentru cineva? Există un motiv, nu știu care este motivul ăla. Poate fi de la el, poate fi și de la noi. Și rețineți ce vă spun, nu, am mai fost și eu, vorba lui Adi Gliga. Adi Gliga zice la o conferință, eram cu el, zice, să știți că eu sunt umblat. Nu, eu nu zic asta, dar am mai fost și eu printr-un loc, printr-un altul. Mă doare inima când vin românii și îmi spun, suntem la Hillsong, suntem la nu știu cine, suntem la francez, suntem... De ce? Păi a zis, niciodată cei de acolo nu ne-au tratat cu spatele. Nu știu de ce avem noi problema asta românii. Așa că ar trebui poate să ne dea de gândit aici, poate n-am răspuns chiar ce trebuia acolo la întrebarea asta, dar măcar de aici încolo să, trebuie să fim atractivi. Ce aș vrea să spun e că la cum observ întrebarea asta... Cel care pune Nu, le citesc așa, dar v-am citit toată, da? Cum pot să-mi aduc fiul în Sion, biserica aceasta? El vrea și merge la o altă sau la alte biserici unde, și acum ascultați, într-adevăr sunt mai. Deci, ideea în prima întrebare, de ce ai vrea să aduci copilul înapoi în biserică dacă socotești că acolo unde merge e într-adevăr mai? Unu. Doi la mână, de ce nu te bucuri copilul tău încă merge la biserică și nu merge la discotecă? Și a treia întrebare, de ce ai vrea tu să faci ceva, să-l aduci aici? Pentru că dacă aș fi părinte unui copil de felul ăsta, adevărata mea problemă nu ar fi că el a plecat din biserica asta în altă biserică și s-a integrat, ci adevărata mea problemă ar fi că copilul meu nu este statornic spiritual. Azi e aici, dacă îi convine, mâine pleacă în altă biserică, pe mine la Hillsong, și el nu se integrează nicăieri, nu acceptă nicio responsabilitate nicăieri, nici un păstor nu poate să pună așa pe el că e un mânz din ăla care nu poate să fie îmblânzit. Și atunci adevărata întrebare e, copilul ăsta, nu mai bine ar trebui să mă pun eu să mă rog pentru el ca Dumnezeu să-i se descopere și într-adevăr să aibă întâlnirea personală cu Hristos, care să schimbă viața, să facă din el un om statornic, un om care să poată fi transformat și folosit? Pentru că ce folos ar fi să vină înapoi aici în biserică dacă s-o cotiți că în altă parte îi mai, într-adevăr mai? Încheiem aici, da. Pentru cei care nu v-ați primit răspunsul la întrebări, dacă aveți îndrăzneala, vă așteptăm afară pe coridor și promit că vă răspund la celelalte întrebări. Cum știu că le-a spus anonim, eu cred că la urma urmei, în particular, lucrurile se pot vorbi. Da?
Haideți ca să facem o rugăciune eventual, dacă vreți, fratelor, mulțumim Domnului pentru ce vă în seara asta și Dumnezeu să binecuvinteze ce urmează mâine, poimâine și tot ce facem să fie spre gloria lui Iisus Hristos. Amin. Fraților, așa cum stăm, vrem să mulțumim mult lui Dumnezeu, fratelui Nicu, fratelui Zare.